O să încerc să răspund la câteva dintre întrebări. Cineva întreabă dacă este greșit să dormi de amiază în zi de post. Depinde foarte mult cât de obosit ești. Spre exemplu, dacă ai făcut o călătorie din Cluj până în București și te-ai trezit pe la 3 dimineața, ai mers la studii, la cursuri, la, așa, la ora 8, adică ai dormit doar vreo 5 ore, nu e deloc greșit să te odihnești după ce te întorci de la cursuri. nu e greșit lucrul ăsta. E greșit să faci asta pentru că tu vrei să prelungești timpul de post. ce e greșit. Deci dacă tu te odihnești cu cântul că mă, mai trece o oră, motivația e greșită. Și atunci nu e în regulă. Mai bine mănânci, dormi. Și... Oricum, dacă motivația ta nu e în regulă, orele în plus nu se pun la post, știți? Dar dacă este o situație în care treci într-o într perioadă mai lungă de oboseală, cum e în sesiune, în situație, nu-i greșit să te odihnești și apoi să continui perioada de post, e o lucrare care nu-i greșită. Acum, dacă tu dormi mai mult decât postești, ai somn, nu e post. dacă te odihnești, de exemplu, o oră pentru că ești extenuat sau ai o situație când nu te mai poți concentra, nu văd ca fiind greșit lucrul ăsta. Repet, să nu fie un timp lung și nici să nu fie o motivație greșită. Că, pe de altă parte, decât să bârfești, mai bine dormi. Știți că în somn unii nu bârfezi, numai care <gângă> se mai trezește și nu știu ce-au făcut. Sper că nu-i cazul la care va dintre noi, la mine nu-i, slavă Domnului. Eu dorm foarte bine, pentru asta zic slăvit să fie Domnul. E o mare binecuvântare să poți dormi, să știți. E o mare binecuvântare. Da. Cum te poți disciplina la capitolul post și rugăciune? Acum, eu vă spun ca o recomandare, nu vă pot impune lucrul ăsta. Eu cred că un creștin autentic are cel puțin o zi pe săptămână în care postește. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că din seara respectivă de la ora 0, acum nu trebuie să stai pe ceas, 0 și un minut nu mai postesc, nu. Este fanatism, da? Dar cu o seară înainte, pentru că nu e normal, te trezești până la două dimineața, rup frigiderul și după aia poți până... O zi un, eu nu pot posti noaptea. Nu <laughs> pot posti noaptea. Noaptea n-ai nevoie de mâncare. Care e ideea de a nu mânca sau de a posti? Când organismul tău îți cere mâncare, tu să nu-i dai, pentru că, zicea acolo, îți limitezi anumite nevoi ale trupului, proiectându-ți sufletul înspre voia lui Dumnezeu. Deci, în trupul și îți proiecte sufletul, asta e ideea. Dar revenind la ce am spus, e foarte important că o seară înainte să-ți fixezi motivul pentru care postești, cauzele pentru care postești, indicat ar fi să ai o cauză, două sau trei, este cineva câte unul care postește pentru 50 de cauze. Postești și pentru ăla și pentru ăla. Nu, nu cred că e sănătos. Da? Iarăși, dacă intri în post pentru cineva care e în afara familiei tale, e mare grijă, mare, mare grijă să știi în ce situație se află și din ce motiv a ajuns acolo. Dacă postești pentru cineva care te în curvie, nu posti. Acolo e un tuc necurat. Dacă în, în, zona ta și trăiești într-un păcat și Domnul îți cere să fii atent cu rugăciune și post, asta trebuie să fie pe o durată limitată și cu multă atenție. Nu postim pentru orice și pentru oricine, da? Deci trebuie să-ți fixezi cu zi înainte, Că mai este câte unul care se trezește în sesiune, știți, asta de pe cei, se trezește până la 11 și zice nu, dacă am stat până la 11, hai că postez până la 3. Nu-i în regulă, da? Că jumătate tu ai dormit și aia nu prea ai post. Deci îți fixezi cu zi înainte, ești responsabil, îți faci toate temele, nu copiezi la examene, da? Nu chiulești de la ore <laughs> cursuri. Da? Ați înțeles ideea, bun? Bun, în regulă. Te rogi în timpul ăla cât mai mult posibil și foarte important să-ți uh, așezi mintea în direcția bună. Ca de fiecare dată, dar atunci, în mod special, trebuie să cugeți la cuvântul Domnului. Deci, tu trebuie să gândești proactiv ce înseamnă asta. Înainte să ajungi într-un pericol, de exemplu, e șofer, da? Sau șoferiță. Conduci mașina, da? Proactiv înseamnă tu să vezi că l-au pus frână mare de la distanță. 500 de metri, 50 de metri, 100, nu știu

Păi ziua apostolului nu sună pe persoana aia. Lasă-o să facă tac, tac cu cine vrea. Dacă se poate cu curentul electric să vorbească. Deci te-ai prins becule, da, Înțeles ideea, da? Deci nu te expune într-un mod inutil când n-are rost. Dacă știi că ai o predispoziție într-un domeniu anume să fii influențat, să ai o situație, da? Nu te duce pe drumul ăla, nu intra în discuția aia, nu aborda subiectul ăla. Spune-i unei persoane care te abordează într-un subiect anume când ziua apostolului, nu zi eu astăzi să sunt o zi specială. Nu trebuie să zici nimic. trebuie să spui, uite, n-am dispoziția necesară ca să discutăm de subiectul ăsta. Mulțumesc că mă înțelegi. Toți avem perioade. Nu trebuie să știi de ce. Nu trebuie să spună de ce. Da? Dacă cineva te servește cu mâncare, prima te spui, nu, mulțumesc. A doua oară zi, nu acum. A treia oară, dacă te întreabă postești, ce să ți minți? Ca să nu te arezi, nu. Trebuie să spui, da, am o zi specială înaintea Domnului și vreau să nu mă mai întrebați a doua oară. A treia oară, a pe oară. De obicei, mama întreabă de orice, la zi, nu sunt chiar așa interesați. Așa. Un în doi cu 9 se spune despre minuni, semne și puteri mincinoase. Ne puteți explica ce sunt puterile mincinoase? Deci, puterile mincinoase sunt manifestări ale unor forțe demonice care au o fațadă pozitivă, câteați puteri, da? și prezintă un adevăr trunchiat sau chiar un adevăr de fațadă, dar în spatele acelui adevăr există minciuna. Minciuna aceea nu e despre ce culoare are neonul. Minciuna aceea este cu predilecție așezată, foarte bine ticluită, ca să atragă un om în cursa aceea și să meargă crezând minciuna asta să ajungă la păcat. Mă înțelegeți? Dacă, de exemplu, tu ți-ai dat seama de o minciună a cuiva, nu-i treaba ta să rezolvi orice minciună din lumea asta. Dar dacă tu ți-ai dat seama de o minciună care pe tine te atrage și pe tine, pas cu pas, te duce minciuna înspre dărâmare spirituală, tu trebuie să stai departe de acea minciună. Stai... Acum, dacă minciuna nu-i puternică, nu-i atractivă. Puteri mincinoase înseamnă forțe, manifestări deosebite o să se vadă lucrările astea clare, deci nu vor fi lucruri care vor fi ascunse. Dar puterile acestea, chiar știți că la un moment dat spunea Domnul, dacă zic printr-un om o lucrare care se împlinește, dar după ce se împlinește lucrarea aceea, omul acela îți spune, haideți să mergem după Dumnezeu străini, ai grijă, pentru că Dumnezeu te încearcă să vadă dacă tu pui al Domnului cuvânt, principial, pe care l-ai avut în viață, deasupra unei manifestări temporare. Și s-a întâmplat că mai este câte unul care zice, mă, dar ce o zi s-a împlinit? Ok. Dar, pas cu pas, ți-a dat voie să rămâi în păcatul tău. Pas cu pas, ai simțit nevoia că e ok să ascunzi, să nu știi, să nu din ceva personal? Sau e nevoie să-i mărturisești Domnului Isus Hristos? Sau simți nevoia să te eliberezi? Puterea Domnului, care nu-i mincinoasă, e o putere care prezintă adevărul, dar nu adevărul altuia, adevărul despre tine. Și pe tine te conștientizează că ăsta e rolul Duhului Sfânt, să te conștientizeze de păcatul propriu. Când va veni Duhul Sfânt, va deveni lumea vinovată, în vește păcatul, neprinirea și judecata. În vește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Când în inima ta există acea convingere puternică a Duhului, tu începi deja să te deschizi la minte, să zici, măi, uite, da, asta am făcut eu, din cauza lucrurilor ăsta care au fost pozitiv, m-au atras, mi-au fost ca o propunere, mi-au fost ca o lansare, mi-au fost ca o prezentare, mi-au fost ca o așa, e ceva pozitiv pentru mine, m-ar fi atras asta, da? De exemplu, acum nu știu ce să spun asta, sper că nu-i la nimeni, da? Afli că un profesor, e corupt. Și tu la examenul lui n-ai șanse să-l iei examenul. Și cineva dintre colegii mai mari îți spune, uite, pe calea asta ajungi să iei examenul. Nu vă spun care, că ați prins ideea. Da? Asta e o putere mincinoasă. Tu mergi pe o cale greșită și ajungi să iei examenul. Dar vezi că nu e regulă. Că ai luat examenul în mod incorrect. Și atunci, normal că te atrage că tu un stresul ăla în care n-ai timp să înveți. Tot tremuri. Și zici, bă, dacă îmi pic examen, uite, n-am credit de dacă nu știu ce, dacă... Și vin presiuni, și vin presiuni. Și o putere mincinoasă să pune pe mintea ta și ce hai mă, dă, că după aia merg la mărturie nu știe nimeni. Da? Ați prins ideea? Deci asta e o lucrare mincinoasă. Printr-o scurtătură, da, să ajungi să crezi minciuna aia, să o derulezi și acum, clar că dacă ești copilul Domnului, nu prea scapi fără să te prindă. N-ați zis amin. Voi n-ajungeți acolo, nu? Ok. Așa. Dacă ești într-un anume context și în timpul rugăciunii o femeie vine la tine, pune mâna pe tine și se roagă pentru eliberare, ce ar trebui să faci? Și dai păstă mâna. Ce să faci? Am o vin totodată la mine. Dar nu la mine. O vin să pună mâna pe niște bilete. Și am zis, în numele Domnului, pac. Ce să fac? Ați prins ideea? Zi soră, pe mine nu mă atinge numai Domnul Iisus, tata, mama și dacă ești băiat, viitoarea soție, după ce mă căsătoresc. Lumea drumul. Mă mai ating slujitorii când eu cer, cu punerea mâine, nu când vii tu. Corect? Deci dacă vine cineva la tine, te întorci frumos, nu-i dai nicio palmă, da? Da? Dai așa lângă mână, știți? Ca să nu atingi pe Dumnezeu. Nu că n-ar merita, Dacă acum nu intrăm în detalii. Merită în mod spiritual să primească o palmă, numai că Doamne vrea să o primească atunci când o atinge Domnul, nu, nu știu cum iese. Dar ce am vrut să zic cu asta? Am vrut să zic că fă orice ține de tine încât să nu te atingă acea persoană. Și chiar dacă faci câțiva pași, chiar dacă par un pic dubios, de ce faci pași în spate? nu e problema ei, nu-i problema celorlalți. Da. Voi știți că la un moment dat venea o persoană care avea duc de apostolie greșit. Da? Și ci că vrea să pună mâna pe bilete de la cauză. Eu niciodată nu am permis. Și nu o să-i permit. Înțelegeți? Deci nu are dreptul să facă asta, nu e biblic și nu e în regulă. Da? Așa că din perspectiva ta, fără să faci valori, cu mult echilibru, frumos, efectiv îi spui soră, te rog frumos să respecti Biblia, mulțumesc că mă înțelegi, dacă nu, vă trimit la fratele Caleb sau la fratele Bojor, dacă merge la dumneavoastră, mai... <laughs> Așa. Poate cineva face vindecări prin puterea celui rău? Da. Sunt minuni ale satanei. Sunt lucrări ale celui rău. Uite, de exemplu, există oameni care trăiesc în imoralitate, care lucrează cu vrăjitorie, care își pun telefoanele disponibile pe internet și la care unii oameni apelează și durerea mea e că unii oameni care au fost botezați în apă au apelat la un moment dat și lucrează cu diavolul. Și sunt zone în anumite județe unde astfel de oameni lucrează prin puterea celui rău. Care e criteriul? În casa aceea nu o să vezi Biblia. Când vă adunați să vă rugați, ei nu o să zică, haideți să citim ceva din Biblie. Nu? în casa aceea o să spună, vezi că dacă vrei minunea asta trebuie să dai 100 de lei? Da? Eu vorbesc de practici reale care mă înfioară. Da? Și asta e o lucrare a diavolului. Vreau să vă spun ceva. Minunile se fac în numele lui Isus Hristos în mod gratuit. Nu există taxe pentru minuni. Minunile Domnului sunt puteri, ale lui Dumnezeu nu au voie niciun om să plece o taxă. Dacă ai mers într-o casă a unui om și îți spune dacă vrei să-ți fac vindecare pentru asta, 200 de lei. la satana. Nu el omul. Spatele lui. Deci nu accepta lucrarea Când ai auzit, deja trebuie să ți aprinde ție în sensul, în minte, băi. Și fa nu e în regulă. Pentru că lucrarea Domnului nu se face pe bază de cerință și nici nu se face printr-o lucrare omenească. Dacă, de exemplu, zice, uite, trebuie să-ți pun nu știu ce busuioc pe mână, chiar e satana. Ați auzit ce am zis? Deci Domnul nu lucrează cu chestiuni de genul ăsta. Dacă zice, vezi că trebuie să iei nu știu care plantă, nu știu de unde și să o ții nu știu cum și nu știu ce, să nu-ți cu Domnul. Când Domnul vindecă un om, Domnul vindecă prin lucrarea Duhului Sfânt, prin ungerea cu un prin rugăciune și prin credință în numele Domnului. Celelalte sunt lucrări. Încă un lucru că vreau să vă spun. Când Domnul vrea să facă o minune, de exemplu, să lungească un picior, da? Păi nu trebuie cineva să-i întindă piciorul, să-i facă masaj continuu, până îi crește piciorul. Ascultați-mă ce vă spun, să lucrezi omenești. Păi te a rugat pentru el, dacă Domnul vrea să-i lungească piciorul, te a rugat cu credință, cu punerea mâinilor, cu ceilalți slujitori, pastor, prezbiteri, i-ai făcut ungere în numele Domnului după ce și-a făcut mărturisirea și nu-i mai problema ta dacă se întâmplă minunea. Asta e problema lui Dumnezeu. Nu trebuie să facem noi artificii, stați să-l filmăm, din ce unghi, câte camere video. Nu, 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 să nu-s lucrări spirituale, să-s lucrări omenești. Da? Lucrările Domnului se fac în simplitate și nici nu-ți dai seama că s-a făcut o lucrare și tu te minunezi. Mă, dar cum s-a făcut lucrarea asta? Că eu nu am știut. Afli poate numai în cer de cele mai multe. Da, cum ai posibilitatea de a-ți da seama dacă cineva e demonizat, acum nu citim chiar cum scrie, care sunt semnele acestei cauze? Și că zice întrebarea dacă ești demonizat. Deci când cineva e posedat de demoni, primul criteriu e că fuge de Isus. Ați auzit ce am zis? Al doilea criteriu e că fuge de oamenii lui Dumnezeu și al treilea criteriu e că nu se mai poate controla. Începe să manifeste niște lucruri care după ce pleacă posesiunea demonică, persoana aceea zice, de unde am făcut așa ceva? Da? Deci o posesiune demonică îți creează un control sau generează un control asupra nivelului chiar intelectual. Mai există o posesiune demonică când o persoană atât de mult păcătuiește într-un domeniu încât începe să fie pasionat. Persoana începe să fie pasionată de păcatul acela și nu-l derulează cu emoție că dacă Dumnezeu se supără, ce ajunge să fie ca un fel de job. Să-i pasiunea vieții lui să demon. Să un demon. Da? Când e vorba de o posesiune demonică, de cele mai multe ori mărturisirea e foarte greu de derulat, pentru că persoana aceea niciodată nu va recunoaște care e probleme. Dar, în numele lui Isus există putere de eliberare. Și Domnul poate să elibereze. E foarte important ca oamenii din jurul acelei persoane să postească, cum spuneam, să caute fața Domnului și se oprească de luarea oricărui păcat. Da. Subiectul care tot mai mult e amploare în perioada aceasta, pergamentele găsite care nu sunt adăugate în Biblie, cărțile care nu sunt adăugate în Biblie, de ce sunt? Adică de ce există? Toate acele pergamente sunt uh, niște sisteme prin care cel rău vrea să iluzioneze lumea sceptică. Pe creștini nu-i poate influența. Deci creștinii autentici sunt incoruptibili în domeniul ăsta. Da? Așa că o să vă treziți că în preajma nașterii Mântuitorului dintr-o dată găsește cineva niște pergamente. Dar că nu le găsește altă dată. Sau le găsește la înviere. De ce? Pentru că sunt două evenimente foarte cunoscute în lume și care au un impact puternic în lumea creștină și atunci, diavolul are niște sisteme prin care inventează, așa zise, scrieri, pentru că vrea să îi ducă pe oameni înspre necredință. Asta e problema cea mai acută acestor lucrări. Cine crede că artea asta, să știți că va ajunge să fie mântuit. Erau întrebări despre cartea lui Enoch. Vă dau voie să o după ce ați citit Biblia de patru ori, cap coadă. Să ce am zis? Deci cartea lui Enoch și alte cărți, cum ar fi cărțile apocrife, din perspectiva mea, ca slujitor și chiar ca și teolog, cred că e ok să le citiți după ce ați citit Biblia de patru ori. După ce ați bifat ca ați citit Biblia de patru ori, cap coadă, aveți deja capacitatea unui filtru super bine pus la punct din perspectiva Scripturii, încât o să vedeți că în cartea Iudita există un amănunt care nu-i biblic și o să știți să-l identificați și o să zici nu-i corect asta. Da? O să găsești în cartea lui Enoch că descrie niște lucruri care nu sunt în Biblie, cataloguează îngerii și în fine, nu intrăm acum în detalii că nu vreau să vă crezi curiozități, dar repet, vă recomand să citiți astfel de cărți după ce ați citit Biblia de patru ori. Apoi o să aveți capacitate să le citiți. Și cartea Enoch nu are nicio legătură cu Enoch din Genesa 5, respectiv cu Enoch care este același prezentat în Iuda, versetele 14, 15 în jos, care are o profeție acolo. Da? Este o carte apocrifă, scrisă ulterior, care nu e inspirată și nu a fost considerată ca fiind canonică și nici nu este. Așa. Ce părere aveți de școlile de creștere a darurilor? Păi, azi mâine o să facem școli. O, oh, Doamne! Deci, haideți să vă explic. Școlile de vindecare, da? mișcările de tip Rafa, mișcările de tip Andrei și Filip, lucrările de noua mișcare apostolică, reformă, da? lucrările acestea care pun în evidență minunea fără naștere din nou, fără schimbarea vieții, și pun în evidență minuni cu orice preț, că vrea Dumnezeu, că nu vrea Dumnezeu. Da? Să sunt niște curente care funcționează pentru că există o generație super curioasă. Vinovați sunt oamenii care îi alimentează. M-ați înțeles? Păi când cineva m-a abordat pe subiectul ăsta, a spus data trecută, numai atâta am zis. Dacă tot are putere să facă minuni acest individ, îl rog frumos să urce la oncologie pe clinicilor sau republici ce strade? Să urce acolo frumos și dacă la fiecare etaj intră în fiecare salon și pe toți îi vindecă, îl chemă la evangelizare la Betania după ce le iau la mărturisire. Da? Să înțelegi ideea. Nu înainte. Ați prins? Deci, nu. Nici Isus n-a vindecat toate bolile și n-a vindecat toate situațiile. În Nazaret zice că n-a făcut multe minuni și se mira de necredința lor. A luat din context acel pasaj unde zice că îi vindeca pe toți, era într-un context anume. Dar Isus, în Nazaret, n-a făcut multe minuni. Da? Dumnezeu nu face minuni și Duhul Sfânt nu derulează dar o minunilor de dragul minunilor, ci de dragul slavei și gloriei lui Dumnezeu. Pentru ca mesajul să fie autentificat, mesajul să fie crezut și să fie aplicat. Și vă mai spun ceva, care ar trebui să ne dea mult de gândit. Dacă un om bolnav e vindecat și nu-și vindecă boala interioară, adică păcatul, și mai trăiește încă o sută de ani, sănătos, tun și tot în iad merge, la ce i-o folosit? La ce e folosit? Zero. Utilitate spirituală. Așa că Domnul lucrează prin schimbare radicală a vieții, îl transformă pe un om, îl pune pe calea bună și apoi face minuni prin el cu scopul ca și trupurile vindecate să fie sănătoase și binecuvântate prin sănătatea aceasta pe care Domnul o decide, iar mai apoi alții să vină la Hristos să fie și ei mântuși.